Domnule doctor, spuneți-ne ce presupune cancerul de prostată și de ce este important pentru pacient să se prezinte în timp util la medic. Cancerul de prostată este afecțiunea cea mai frecventă pe care o are pacientul de sex masculin. Este afecțiunea care deține locul 1 în patologia oncologică a bărbatului. Motiv pentru care este foarte important să se prezinte în timp util la doctor, la urolog. Ce presupune aceasta? O prezentare în timp util înseamnă un diagnostic, o investigație a pacientului, un diagnostic pus în timp util, astfel încât să-i asigure, prin tratamentul care îi se acordă la momentul respectiv, o șansă la supraviețuire, un tratament curativ, astfel încât pacientul să scape de această boală nefastă, să se reintegreze cât mai rapid în viața socială și să aibă o calitate a vieții satisfăcătoare. Este foarte important, deci, ca acest cancer de prostată, această patologie oncologică atât de frecventă în cadrul bărbaților, să fie diagnosticată în timp, pentru că doar în momentele inițiale ale bolii, ea poate să beneficieze de un tratament curativ, în sensul că prin operația de prostatectomie radicală, care presupune înlăturarea prostatei în totalitate și nu doar a prostatei, a veziculor seminale și a tot ce înseamnă ganglionii din fosele obturatorii adiacente acestei formațiuni oncologice, pacientul poate să beneficieze ulterior de o viață bună, de o calitate a vieții extraordinare și, bineînțeles, să scape de această boală nefastă. În urma unei operații de radicalitate, pacientul scapă de boală, nu mai are acest cancer la nivelul prostatei, iar calitatea vieții și șansele de supraviețuire în timp cresc pe măsură ce boala este diagnosticată în timp util și, bineînțeles, operația care îi se va adresa de către o echipă cu multă experiență, făcute în condiții de tehnică modernă, de laparoscopie, ceea ce spitalul Ovidiu Clinical Hospital poate să le ofere grație acestui angajament destul de important financiar pe care l-a făcut spitalul, să asigure această posibilitate de rezolvare în timp optim a patologiei prostatice pe care o numim cancerul de prostată. Cum ajută tehnica modernă în rezolvarea situațiilor de acest gen? Tehnica modernă, sigur, ajută și este binevenită, mai ales că în ziua de astăzi nu se poate vorbi de operații clasice decât în situații extraordinare, situații excepționale. Nu se poate concepe urologia modernă fără o tehnică modernă, nu putem să concepem un tratament de radicalitate fără să fie inclusă tehnicile moderne de tipul laparoscopiei. Prostatectomia laparoscopică oferă șanse reale de extirpare în condiții de curabilitate a acestei afecțiuni oncologice, astfel încât pacientul să aibă o reintegrare rapidă, o durere postoperatorie minimă, o recuperare rapidă, un stres operator minim și, de ce nu, condiții de viață ulterioare practic neschimbate față de momentul operator.